Sunt Ioana, bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi vom discuta despre produsele mele preferate de la Avon. Am ales doar 11 produse de data asta pentru că mie îmi plac foarte mult produsele lor și le cumpăr și le folosesc pentru uz personal. Și ar fi un vlog mult prea lung dacă aș include mult mai multe. Așa că am zis hai să mă limitez la 10 și am pus încă unul ca bonus. Primul produs sunt shake-urile Leaf pe care eu le folosesc cu drag și le-am folosit și anul trecut și am vorbit foarte mult cu ele. Un pliculeț arată așa. În ăsta sunt câte 14, dar au și cutii de câte 5. Au foarte multe vitamine. Am discutat despre ele și în vlogul trecut în care am desfăcut cutia de la Avon. Au foarte, foarte multe vitamine și minerale. Nu știu dacă se vede, sper că se vede. Oh, se vede? Puțin așa, nu știu, nu focusează, dar găsiți informații despre ele pe internet. Următorul produs este un dispozitiv pentru masarea scalpului. Eu îl folosesc la duș. Ajută scalpul să, nu știu să explic aici. Este util, mi-mi place foarte mult, îmi relaxează scalpul și cred că ajută la secreția de sebum, care este benefică firului de păr și în același timp ajută șamponul să pătrundă până la rădăcina părului și să curețe de mizerie. Cam, nu știu, așa. Și este foarte, foarte relaxant. Îl recomand pe ăsta. Nu știu dacă se găsește în catalog, nu prea l-am văzut. Eu l-am luat din oferta de reprezentanți. Întrebați-vă reprezentanții despre el. E de la Advanced Technique. Este foarte bun, îl recomand. Și am văzut că mai este recomandat de o tipă pe YouTube. O să vă las link în descriere. Alexandra Girly Talk se numește canalul dânsei. Pe urmă, am produsul meu favorit de la ei. Este un aparat de tip Foreo care este super, 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 super tare. L-am luat la o ofertă, cred că am dat 49 de lei atunci, dar am văzut că uneori urcă până la 60-70 de lei. Urmăriți-l, luați-l pentru că merită banii. Chiar e super, super tare. E din silicon. Și are striațiile astea care ajută la masarea feței și practic ce face chestia asta este să elimine pielea moartă de pe față și ajută astfel la pătrunderea cremei în ten sau a uleiului, depinde ce folosiți voi. Pe urmă am poțiunea de noapte de la Distillery. Eu am primit-o pe asta în primele 5 luni de campanie. Și am ținut-o acolo și n-am vrut să o folosesc, am zis că poate o vând cuiva. Dar nu a fost să fie și zic, hai să o folosesc eu. Este super, super bună. După ce mă dau cu Foreo ăsta, încerc cu... După aia dau cu asta și a doua zi am un ten super, super bun. Pe urmă am un ulei de buze. Ăsta este nuanța Blossom. Este foarte, foarte bun. Și mie îmi place mult pentru că nu încarcă buzele și nu le dă așa o nuanță intensă. Mai este o nuanță ceva sparkle, mai roz deschis decât asta, dar nu are nicio importanță ce nuanță este, pentru că e foarte bun, e super dulce. Mie îmi place mai mult ăsta decât celălalt, pentru că celălalt mi se pare că are așa un gust chimic. Ăsta este foarte dulce. Pe urmă am o cremă de zi. Asta este foarte ieftină, cred că vreo 20 de lei. Avon Matte Oil Control Day Cream cu SPF 20. Am luat la o ofertă. Era o ofertă cu crema de noapte. Ageless Restoring Overnight. Și pe asta o alternez cu cealaltă de la Distillery. Nu le folosesc pe amândouă odată. Asta e de zi, asta e de noapte. Asta e cu ceai verde, dacă nu mă înșel. Și asta este cu frunză de salcie, despre care știm că este benefică. Pe urmă am un parfum.
care rozeta și miroase a trandafiri și chiar nu știu de ce am eu probleme cu camera astăzi și cu stativul. Parfumul Rosetta are un parfum foarte dulce, foarte floral, miroase a trandafir pe piele, cel puțin pe pielea mea. O altă persoană a spus că îi se pare că miroase a flori putrezite, dar mie mi se pare că miroase a trandafir. Și acum îl găsiți la ofertă, cred că la 30 de lei sau 40 de lei îl găsiți. El înainte a fost la 80 de lei, eu l-am luat la reducere. Mai am 3 produse aici. Sunt, dacă mă urmăriți pe Facebook, eu postez acolo articole. Și ăsta este rojul Color Trend. Eu i-am făcut reclamă masivă ăstuia. Costă 12 lei și este un ruj cremos, asta e nuanța Marsala. L-am purtat pe buze în multe videoclipuri de ale mele și are o textură foarte plăcută și rezistă pe buze foarte multă vreme. Aici am rujul Red Supreme, preferatul meu. Acum port pe buze din nuanța, din gama asta, port ceva cu Marvelous Mocha. Da. Este un ruj mat care rezistă foarte bine pe buze, adică rezistă ore întregi și este destul de ieftin, vreo 20 de lei cred că e. Dar uneori îl găsesc și mai ieftin și la oferte. Și aici am un produs pe care eu l-am încercat recent și este un ulei de păr care se poate folosi atât pe păr ud cât și pe păr uscat. Și numai că hidratează firul de păr, dar are și un miros foarte, foarte plăcut, parcă am tocmai plecat la salon. Chestia cu el este că este foarte uleios, tocmai că este un ulei, logic. Și dacă dau prea mult pe păr, trebuie să fac așa înainte, eu ca să-l aplic pe păr și umezesc părul așa. Pentru că dacă aplic o picătură de asta pe păr, se umple mult prea tare de ulei și arăt ca și cum nu m-am spălat la cap deloc. Bine, astea au fost cele 11 produse de la Avon pe care eu le recomand și le folosesc. Mai sunt foarte multe creme, foarte multe seruri pe care le-am folosit. Folosesc chiar șampoanele lor și sunt foarte bune. Balsamul de păr îl folosesc de la ei. Din noua gamă și nu am avut deloc probleme cu ele. Și să spuneți dacă v-a plăcut acest videoclip și dacă vreți să mai fac încă unul la fel cu celelalte produse pe care le recomand și nu uitați să vă abonați și să dați un like, un comentariu, un share. Apreciez foarte, foarte mult dacă vă abonați la canalul meu și dacă dați un clopoțel acolo, apăsați un clopoțel la final. Eu vă pup și ne vedem data viitoare!